Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit la Obiectiv. Un nou scandal la DGSPC Gorj. Poliția a deschis o anchetă în cazul unei minore abuzate de doi supraveghetori dintr-un centru social. Minora a povestit că a fost bătută crunt și dată cu capul de calorifer de doi angajați ai centrului de primire urgențe din cadrul complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu. Scandalurile se țin lăs la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, după ce presa locală a relatat cazul unei minore de 14 ani care ar fi fost bătută crunt și dată cu capul de calorifer de doi angajați ai Centrului de Primire Urgențe din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Jiu. Fetei ar fi fost aplicată corecția respectivă din cauza că fugise din instituție pe tura unuia dintre supraveghetori, iar acesta a fost sancționat cu avertisment. Cei doi supraveghetori, Ileana și Ionel Mitică, sunt soț și soție și ar fi pus-o pe minoră să dea unele declarații scrise împotriva altor angajați ai centrului, sub amenințarea că o vor denunța la poliție pe mama sa, care are probleme cu legea. Fata este cunoscută cu plecări repetate din centrul social. Valeria Iriza, șefa centrului de primire urgențe din cadrul complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu, precizând că ultima dată, respectiv pe 28 iulie, când a fost recuperată și internată din nou în instituție, minora i-a povestit abuzurile la care a fost supusă de supraveghetorii din centrul social. Am luat măsura să fie consiliată, pentru că așa se procedează conform procedurilor privind standardele minime obligatorii, și după aceea am luat trimitere de la medicul de familie să o vadă medicul specialist, medicii specialiști. După care a fost dusă pe apartament. De la apartamentul lungă așa am fost sunată de către minoră că vrea să-mi spună ceva. Și am ascultat-o. Și fata a spus la telefon că a fost obligată să dea o declarație de către angajații din ziua respectivă și în același timp și agresată fizic de doi dintre doi angajați. Am spus să stea liniștită pe apartament, pentru că mă voi duce acolo. Conducerea Centrului de Primire Urgențe din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Târgu Jiu a solicitat conducerii DGSPC Gorj să efectueze o cercetare disciplinară în cazul celor doi supraveghetori pe care minora de 14 ani îi acuză că au abuzat-o emoțional și fizic. Procedurile legale au înaintat referat către Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, solicitând o cercetare disciplinară, iar pe linie penală am înaintat o adresă către Poliția Județeană Gorj. Urmează să se facă în următoarea perioadă cercetările impuse de lege și să se stabilească adevărul. Probleme de situație de abuz al angajaților asupra copilor nu am avut. Deci lucrez de aproape 20 de ani în sistem și nu am avut până acum. Și Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a început o anchetă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cazul minorei agresate. Polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Ca urmare a apariției unui articol în presa locală, polițiștii de investigații criminale s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului. Procurorii gorjeni au cerut mandat de arestare preventivă pentru bărbatul din Motru, care și-ar fi ucis cu sânge rece concubina pe fondul geloziei. Astfel, bărbatul de 52 de ani a acuzat că și-a ucis iubita, care abia împlinise 34 de ani, după ce i-a tăiat urechea și a aruncat-o în toaletă, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Prima oribilă s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni la Motru. Bărbatul a fost cuprins de furie după ce concubina sa i-ar fi trimis din greșeală un mesaj pe telefonul mobil care era destinat de fapt unui alt bărbat cu care aceasta avea o legătură amoroasă. Potrivit anchetatorilor parchetului de pe lângă tribunalul Gorj, chiar suspectul de omor a fost cel care a sunat la 112 după ce a ucis-o pe concubina sa. Cruzimea faptelor i-a surprins până și pe oamenii legii. Ancheta continuă pentru stabilirea adevărului și tragerea la răspundere a persoanei vinovate de săvârșirea de infracțiuni, potrivit unui comunicat de presă al parchetului de pe lângă tribunalul Gorj. Polițiștii gorjeni anchetează cauzele producerii unui incendiu care a distrus o anexă gospodărească din Bumbac.
incendiului un cablu electric neizolat ce alimenta un bec în respectivă anexă, astfel arzând 300 de baloți de fân în proporție de aproximativ 80%. Nu au fost înregistrate alte pagube materiale și nici victime. Incendiul a fost localizat și stins de lucrătorii ISU Gorj, care au acționat cu două autospeciale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Nervi și cozi interminabile la serviciul de pașapoarte Gorj. Mulți cetățeni vin și din alte județe să obțină un pașaport la serviciul din Târgu Jiu. Acest lucru le dă bătăi de cap angajaților de la pașapoarte, care abia mai fac față numărului mare de solicitări din această perioadă. Serviciul județean de pașapoarte Gorj nu mai face față cererilor venite din partea cetățenilor. Unii vor să își preschimbe pașaportul, iar alții solicită eliberarea unui pașaport nou, fiindcă au lăsat pe ultima sută de metri obținerea unui astfel de document la ghișeele serviciului de pașapoarte din cadrul prefecturii Gorj. Se formează în fiecare zi cozi. Filmați, domnule, filmați și dați-i pe... Nu mai spun nimic. De la București, prostia Bucureștiului, ăștia de vină. Ce să-mi dea, ce să-mi dea chitanța, că nu pot să-mi dea număr, că nu am chitanță. Și la București, ce să-mi dea? Nu, 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 nu. S-a ajuns inclusiv în situația de a fi eliberate bunuri de ordine, însă și așa funcționarii fac față cu greu solicitărilor. Valentin Surupăceanu, șeful serviciului de pașapoarte Gorj, a precizat că există zile în care solicitările trebuie să fie programate. În foarte multe situații, foarte multe documente care trebuie prezentate în diferite situații. Sunt cetățenii care au acte de ședere în străinătate și vreau pașapoarte cu domiciliu în străinătate. Acele documente trebuie să fie recunoscute, să fie valabile, la unele este nevoie să fie traduse și legalizate, altele nu. Dacă e pașaport, carte de identitate, nu o traducem și o legalizăm. Dacă este doar un drept de ședere, o adeverință la primărie că domiciliază la adresa respectivă, acel document trebuie tradus și legalizat. Și atunci termenul nostru de verificarea documentelor, de primire a documentelor și de soluționare crește. Potrivit lui Valentin Surupăceanu, cetățenii nu se prezintă de fiecare dată cu documentele necesare sau cu acte completate. Astfel, documentele necesare eliberării unui pașaport simplu sau electronic sunt solicitate înainte să fie înmânat bonul de ordine, pentru a evita drumurile inutile în fața ghișeului. Pentru a putea face față tuturor solicitorilor, emitem în fiecare zi un număr de bonuri de ordine. Acest număr de bonuri de ordine poate să fluctueze în funcție de tipul documentelor care sunt solicitate, adică de solicitanți. Dacă sunt pentru copii, merge puțin mai greu și eliberăm mai puține bonuri. Dacă sunt persoane majore, eliberăm mai multe bonuri. Dacă sunt foarte multe solicitări de pașapoarte temporare pentru ziua respectivă care și le confecționăm, la fel reducem din numărul de bonuri. Dar în fiecare zi au fost emise cel puțin 80 de bonuri de ordine. Oamenii susțin că nu știau că au nevoie de bonuri de ordine pentru a depune documentele. Sunt cetățeni care vin din tot județul și chiar din județele vecine. Anumite persoane au stat și 3 ore la coadă pentru că nu au adus toate documentele necesare eliberării unui pașaport. N-am știut că eu am fost și ieri în oraș. N-am știut că este, trebuie să vii la ora 7 să prinzi un bon și eu vin din Peșteara. Veneam dacă știam, dar n-am știut. Deci... Mașina, păi nu mai pot să fac pașaportul. Mai plătesc-mi odată drumul și mai vin cu mașina mea odată din Peșteara să fac pașaportul la copil. Asta este. Este, măcar să pun un afiș, să dea un anunț, nu? Până la ce oră se dau bonurile, nu? Că venim, vin oamenii din tot județul, vă închipuiți, nu? Plătesc ocazia sau consumă cu mașina lui, fiecare cum poate. Și vin 2-3 zile pentru un pașaport. Asta este. Și mâine dimineața veniți din nou. Normal că trebuie să vin, că nu pot să plec fără pașaport la copil. Șeful serviciului pașapoarte Gorj, Valentin Surupăceanu, a precizat că în ultima perioadă sunt înregistrate și peste 100 de cereri zilnic. De asemenea, 20-30 de cereri vin zilnic din alte județe. Au venit solicitări și din Vâlcea, Satu Mare sau Hunedoara. Solicitanții merg fie în vacanțe, fie la rude sau își preschimbă pașapoartele expirate. În această perioadă a crescut foarte mult numărul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor. Deci primim în jur de 110-120 de cereri pe zi, suplimentar câte 20-30 de cereri ne vin zilnic din județele limitrofe, mai ales din Hunedoara. De exemplu, ieri am avut 21 de cereri de Hunedoara, 2 de Satu Mare și una de Vâlcea.
Deci sunt foarte multe cereri venite de la cetățenii din județele care nu aparțin de aici. Acțiunea de alarmare publică a avut loc în această dimineață la Târgu Jiu. Inspectoratul pentru situații de urgență Gorj a pornit timp de câteva minute sirenele în oraș. Exerciții similare vor avea loc în prima zi de miercuri din fiecare lună, în intervalul orar 10-11. Exercițiile pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă vor fi efectuate de acum înainte în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10-11. Prima simulare a avut loc astăzi. Reprezentanții ISU Gorj au făcut un apel public prin care le recomandă cetățenilor să rămână calmi și să urmărească informările Inspectoratului pentru Situații de Urgență, locotenent colonel Dumitru Petrescu al județului Gorj, precum și ale autorităților administrației publice locale. Rezultatele exercițiilor pentru testarea și verificarea sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă vor fi centralizate la nivel județean, urmând să fie analizate în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență. Conducerea Consiliului Județean Gorj va achiziționa mai multe suporturi pentru biciclete care vor fi amplasate lângă sediul instituției. Mai mari județului spun că au primit solicitări de la cetățeni și vor încuraja în acest fel și pe angajați să vină cu bicicleta la serviciu. La noi în județ nu există zone special amenajate unde să fie lăsate bicicletele, astfel încât să fie și în siguranță. Ca urmare a tot mai multor solicitări, conducerea Consiliului Județean Gorj a decis să achiziționeze mai multe suporturi pentru biciclete. Echipamentele respective vor fi amplasate lângă sediul instituției și vor putea fi folosite atât de cetățeni, cât și de angajații Consiliului Județean Gorj. Din cauza aglomerației din zona centrală și a lipsei parcărilor, tot mai mulți cetățeni preferă să lase mașina acasă și să folosească transportul în comun sau bicicleta. Nu există zone special amenajate unde să fie lăsate bicicletele, astfel încât să fie și în siguranță. Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, a declarat că a fost aprobată deja achiziționarea echipamentelor respective, mai ales că, deși puțin la număr, există totuși angajații instituției care vin la serviciu cu bicicleta. Am luat această decizie pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Am avut câteva solicitări în care oamenii au venit și mi-au spus: domnule, noi vrem să mergem cu bicicleta, dar venind la dumneavoastră la instituție nu avem loc unde să le lăsăm. Și de aceea am stabilit să achiziționăm aceste suporturi pentru bicicletă. Au venit solicitări și de la angajați și, în consecință, am stabilit să achiziționăm aceste suporturi pentru bicicletă. Modificări de program la AJFM Gorj din cauza zilelor libere de Sfânta Maria. Conducerea instituției a anunțat astfel că șomerii care au fost programați la viza lunară în data de 14 august, zi declarată nelucrătoare, vor fi reprogramați. Programul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj va fi modificat ca urmare a zilelor libere primite de angajați. Este vorba de 14 și 15 august, cu ocazia sărbătoririi Sfintei Marii. Astfel, având în vedere prevederile hotărârii de guvern privind stabilirea zilei de luni, 14 august 2017, ca zi liberă pentru salariații din sectorul public, AJFM Gorj anunță persoanele interesate că în zilele de 14 și 15 august 2017 nu se lucrează. Șomerii care au fost programați la viza lunară în data de 14 august 2017, programarea făcându-se înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, sunt rugați să se prezinte la AJFM Gorj în orice zi, înainte de 14 august 2017 sau în data de 16 august 2017. Doamnelor și domnilor, obiectivul se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă las în continuare cu colegul meu, Leonard Filip, la punctul PI. La revedere! Impactul Gorj, liderul presei gorjene, îți aduce zilnic cele mai noi știri din mediul politic, noutăți din mediul business și economic, știri ce țin de administrație și sector.